Cea mai tânără victimă decedată din cauza complicațiilor date de COVID-19 la noi în țară este un copil de 2 ani din raionul Nisporeni. El a murit ieri la Institutul Mamei și Copilului din capitală, unde era internat în stare gravă. Micuțul avea pneumonie, bronșită, pielonefrită, insuficiență renală cronică și alte anomalii de dezvoltare. De la începutul pandemiei, aproape 11.800 de copii au fost diagnosticați cu COVID-19. Mai bine de jumătate dintre ei au vârste cuprinse între 11 și 17 ani. 19% au între 6 și 10 ani și cam tot atâția au vârste între 1 și 5 ani. Mai puțin afectați sunt bebelușii de până la un an.